Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Să știți că este o zi tare bună. În primul rând, marți, cu toții vom avea chef de iubire, de distracție, cu toții vom fi mai glumeți, mai energici și poate și eu și mai orgolioși în anumite cazuri. Însă, uite, marți ni se poate oferi acel ceva pentru care să luptăm. Da? Este o flacără acolo care se aprinde, este o dorință mare de iubire, de pasiune. De asemenea, ziua de marți e bună pentru creativitate. Da? E bună pentru creativitate. Și având în vedere că domnul Marte este guvernatorul acestei zile, eu aș merge pe ideea că, uite, acum suntem ajutați să sacrificăm ceva. Da, sau să rezolvăm ceva, fie legat de o poveste de iubire, fie legat de zona financiară. Poate e vorba de un talent, poate e vorba de ceva important, dar uite, acum ne dăm seama că se merită sacrificiu. E ca și cum zicem, bun, s-a da? întâmplat ce s-a întâmplat, bun, da, eu mă duc, mă simt bine, încerc să nu mai iau lucrurile chiar atât de serios și de ce nu să mă bucur de viață? Cam despre asta e ziua de marți. Să știți că, în mare parte, e o zi liniștită, da? Poate este o zi în care apar și rezolvări, să știți. Chiar dacă dimineață, uite, acum, nu știu, avem curajul să fim munici, avem curajul să facem ceea ce ne place, indiferent de, știu eu, oamenii care sunt prin jur. Și asta e posibil. Dimineață poate să fie și un moment în care apar mici mari discuții acolo, poate tensiuni legate de iubire, copii, anturajul, dar și viitorul nostru. E ca și cum spunem, bun, ceva trebuie schimbat. Viitorul meu e clar că arată altfel, dar dacă nu fac acum ce îmi place, după aia mă trezesc după nu știu cât timp că sunt într-o situație în care nu îmi place. Da? Și atunci lucrurile trebuie luate încet. Suntem în energia turnului marți, turnul care vine cu evenimente total neașteptate și tot turnul ăsta vine și cu momentul adevărului. Dar eu aș zice că ziua de marți, repet, e bună să ne eliberăm din niște lucruri care ne-au ținut pe loc. Pentru că, așa cum ziceam eu, luna aprilie e și sub spânzurat și sub împărăteasă. Deci e clar un moment aici în care trebuie să vedem realitatea cu alți ochi și mai ales partea asta de valori, da? valorile noastre. Da? spirituale, materiale, de toate culorile. Energiile generale, avem magicianul, soarele, roata destinului, deci e un moment bun să avem curajul să facem ceva pentru noi. Da? Poate să fie o zi în care începem lucruri mari, o zi în care revenim asupra unor planuri, de ce nu, pentru a le schimba și pentru a merge în niște direcții mai, mai pozitive. Bun, Uh, este o zi în care de asemenea vom rămâne surprinși de tot felul de decizii care se vor lua, da, fie la muncă, fie este vorba despre un moment în care ne eliberăm de toate înlănțuirile, de toate lucrurile alea care ne țineau uh, pe loc. Și e un moment bun în care oamenii să știți că vor da dovadă de multă autenticitate și uh, ziua de marți e și bună, zic eu, pentru. pentru a avea curajul să ne facem uh, micile plăceri. Da? Chiar dacă asta presupune să sacrificăm bani, timp, energie, dar până la urmă fiecare eu zic că merită lucrurile astea. Cam despre asta e ziua de marți. Conjuncția uriașă, bineînțeles, se simte deja ce mai e și Marte e implicat și Lilith, eu v-am mai zis că nu, nu e o conjuncție care mie îmi place foarte mult, dar cu siguranță ea are un rol uh, vindecător din punctul meu de vedere. Da? Deci are un rol vindecător. Bun, uh, Cam atât în mare parte. Vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie. Așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, Iar dacă n-ai reușit încă să vezi filmările pentru această săptămână, în care vorbesc despre uriașa conjuncție Jupiter-Uranus, despre aspectele pe care Marte le face, despre conjuncția Venus-Mercur, care acolo, nu știu, se reiau discuții prin dragoste, se reiau lucruri și. Uh, mai avem evenimente și soarele schimbă zodia, începe sezonul Taurului, anul ăsta mai devreme pe 19 aprilie, deci dacă ești curios, mergi acolo și vezi exact despre ce este vorba. Bun, începem cu berbecul. Pentru berbec, uh... Este o zi bună. În primul rând, bărbăcul marți are chef de distracție, de iubire, are chef să se simtă bine, poate stai mai mult cu copilul tău interior, stai mai mult cu copiii tăi, bărbăcii au multă creativitate, n-au chef de muncă în ziua de marți, dar na, ce să facem? Și poate să fie un moment în care bărbecul mai sacrifică anumite lucruri pentru propria sa plăcere. Ți-am zis că e vorba de bani, că e vorba de timp, de energie. Nu contează, bărbecul e Pus în ziua de marți pe, pe relaxare și pe plăcere. Hai să vedem, dragi bărbeți și tarotul ce zice. Dimineața acolo poți să primești o veste de la un prieten sau uh, să ai o discuție cu un copil sau cu o persoană dragăție care să te pună puțin pe gânduri. Da. Steaua și șase de spade, o legătură cu un vărsător, dar și o veste bună care apare de la drum. Unii poate reușiți să faceți un drum pentru a rezolva o anumită situație, da. Bărbăcul are foarte multă speranță în ziua de marți, da, e foarte energic, e foarte pozitiv, patru de cupe, e patru ăsta de cupe să știi că poate să însemne și un moment în care uh, fie. Refuzi ceva anume, fie pur și simplu poate să fie o zi în care um, berbecul poate refuză acele lucruri care nu-i plac. Cavalerul de spade, un eveniment neașteptat care se petrece, poate să fie vorba de un drum neprevăzut, poate să fie vorba despre o ceartă undeva anume, dar tot pentru tine, uite, poate să fie o zi cu surprize destul de mari. Da? Poate e ceva legat de un copil, de o persoană dragăție. Zodia Taur. Pentru Taur e o zi în care plăcerea și liniștea din casă, din familie, astea sunt importante. Și de dimineață cu siguranță apar niște responsabilități acolo pe care trebuie să le onoresc cu prezența. Unii tauri poate începe să vă impuneți în viața privată, alții poate intrați în contact cu un șef sau intrați în contact cu partenerul vostru, cu cineva important și cumva eu zic că ziua de marți e despre a te uita puțin spre tine, spre viitorul tău și e despre a-ți da seama cât poți să duci. Da? Cât poți să duci. Știm că Taurul duce mult, dar până la un punct. Da? Până la un punct. Ziua de marți e și despre sensibilitate pentru Taur. Deci te dovadă de multă sensibilitate, aș zice eu. Hai să vedem, dragi tauri ce faceți voi, ce trebuie să știți. Așezi, dragi eliminați chestii care vă deranjează. Dar nu știu, sper că nu mă încearcă o răceală că sper avem nebunul și regina de cupe, o nebunie totală astăzi, din punct de vedere emoțional pentru taur. O legătură văd aici cu zodia vărsător, rac, scorpion sau pești, dar este și o zi în care taurul zice gata, fac ce simt, fac ceea ce îmi place, mă duc acolo unde vreau regele de spate, e, o legătură aici cu o zodie de aer, gemeni, balanță vărsător. Dar și o zi pentru taur în care, nu știu, îți faci planuri, îți faci strategii, vrei să mergi spre o anumită direcție. Poate să fie și o zi în care primești vești de la o instituție publică sau vești de la o persoană cu uniformă. Ultima carte, nouă de spade, este și o zi în care taurul își face tot felul de gânduri, însă, dragi tauri, poate e un moment în care trebuie să învățăm și noi să mai lăsăm controlul deoparte și să ne bucurăm de moment. 9 de cupe. E o bucurie aici foarte mare pentru Taur, doar că parcă socoteala de acasă nu e aceeași cu cea din târg. Da? Unii puteți să cunoașteți o nouă persoană foarte bună, foarte puternică, însă vedeți voi, e cineva care e foarte hotărât, pentru că, uite, pentru unii poate să fie și de dragoste, da? vine cineva către tine cu o ofertă, cu o propunere, deci se întâmplă lucruri. Zodia Gemeni. <coughs> Pentru Gemeni e o zi în care o să vorbiți mult, așa cum vă place vouă. De asemenea, este o zi în care gemenii au foarte multă creativitate, mai ales dacă discutăm de scris, de vorbit, poate să fie și o zi în care sunteți inspirați să faceți drumuri și, uite, undeva, marți în prima parte a zilei, gemenii pot avea curajul să facă lucrurile diferit, gemenii pot avea curajul să își exprime o părere fix așa cum simt ei și, de asemenea, tot marți în prima parte a zilei poate să fie și un moment în care primiți un răspuns destul de important poate din zona străinătății sau pot fi chestiuni legate de uh, acte da? sau de muncă. Ideea este că ești foarte bine susținut în ziua de marți, chiar totul e, e liniște și pace. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Ce trebuie să știți. Hai că e interesant. Bun. U, uh, șase de spade, șase de cupe, un drum pe care îl faci într-un loc vechi, într-un loc drag sufletului tău. Poate să fie și o zi de marți în care te îndrepti spre copilul tău interior, vrei să faci lucruri pentru sufletelul tău, devii mai curios, mult mai energic. Și justiția asta vine cu o legătură cu zodia balanță, dar și o decizie importantă pe care o iei aici. Poate este o hotărâre legată de acte, poate este o hotărâre legată de zona juridică, de ce nu? Iar ultima carte, 10 de spade, un sfârșit. Ceva se închide, ceva începe să arate altfel. 10 de spade zice și despre o oarecare durere pe care cineva o, o simte. E ca un nou început pentru gemeni. Ca un nou început. Zodia rac. Pentru rac, este o zi bună pe bani. Este o zi bună în care racul are inspirația necesară să își ceară drepturile, racul se simte mai apreciat, mai iubit, mai lăudat. Și este interesant că în prima parte a zilei de marți, uite, pot apărea niște cheltuieli sau cine știe, poate să fie un moment în care racul începe să mai investească timp, energie și bani și pentru plăcerile proprii. Da? Deci e posibil și acest lucru. În rest, e o zi bună în care te simți apreciat, te simți bine, poate o să ai chef să-ți comanzi mâncarea favorită, o să ai chef să faci uh, tot ceea ce uh, este plăcut pentru sufletul tău. Și pentru rachie despre iubire de sine. Da? Asta e interesant. Uh, nu de cupe justiția, uite o bucurie mare pentru tine, da? e o decizie bună pentru sufletul tău, racul poate avea parte de o bucurie absolut fantastică în ziua de marți, poate este o veste bună legată de bani sau pur și simplu te apuci așa cum am zis și te mai răsfeți și tu. patru de monede, deci văd pe cineva care e foarte sigur pe el, știe foarte bine ce își dorește. Uh, patru de monede poate să fie aici uh, și un moment în care racul, se simte mult mai sigur într o situație undeva anume. Ultima carte, șase de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche, dar poate să fie și o zi în care faci gesturi frumoase pentru copilul tău interior. Da, deci este o zi în care te poți iubi, te poți răsfăța, te poți aprecia și, stap, eu zic că de depin. Zodia Leu. Astăzi ești în centrul atenției, ești foarte energic și foarte plin de viață, este și o zi în care ai multă creativitate, dar o zi în care vrei să te afiri, vrei să zici și lucrurilor pe nume. Și tot pentru Leu, uită că în prima parte a zilei întâlnești o persoană puternică, este cineva care vrea să impună în fața ta sau cineva care îți propune o schimbare într-o colaborare sau într-o relație de cuplu. Poate să fie și un client acolo care se întoarce de prin trecut și care acum are o altă față, da, e altcineva. Tot în prima parte a zilei de marți, leul trebuie să evite pe cât posibil conflictele cu partenerul sau cu oamenii din jur. În rest, este o zi în care tu ești în centrul atenției, ai multă energie, ești foarte bine susținut și asta pe mine mă bucur da? ai multă intuiție, multă creativitate, deci lucrurile sunt absolut fantastice pentru tine. Ia să vedem, dragii ce faceți voi. Ia să vedem, noi avem 8 de monede steaua, da? o legătură cu zodia vărsător, dar și o noutate plăcută legată de muncă. Este și o zi în care începi să vezi o lumină de la capătul tunelului, Într-o situație conflictuală sau într-o situație în care lucrurile nu erau foarte clare. Da? Și în sfârșit acum vezi și tu ceva concret. Apoi avem șapte de monede. Analizezi foarte mult trecutul, dar și tot ceea ce uh, s-a întâmplat poate până acum. Leul poate să fie prins și cu banii astăzi. Deci cumva ați face acolo un bilanț și vezi câți bani ai strâns, câți bani ai cheltuit. Iar ultima carte este faietonul, un drum important, dar și o veste foarte bună pentru leu, o victorie, o bucurie extraordinar de mare. Îndrăgostiții. Uite, este o veste bună aici pentru tine de la drum. Da? Poate ești plecat undeva și faci lucruri noi. Zodia Fecioară pentru Fecioară este o zi în care Lucrurile sunt destul de ciudate, aș zice eu. Este o zi bună pentru o odihnă, pentru a face lucruri pentru sufletelul tău, pentru a medita la copilul tău interior, pentru a medita, pentru a uh, rezolva ceva legat de o poveste de iubire, ceva legat de trecutul tău și eu zic că e de bine. Pe de altă parte, uite, marți dimineață, făcioara parcă ar vrea să se mai relaxeze, parcă ar vrea să mai stea așa cu propria persoană, însă posibil să apară tot felul de activități de făcut prin jurul casei, pe la muncă, și atunci parcă ești puțin scos din zona de confort. Pentru tine să știi că este o zi bună de odihnă, dar este o zi bună de odihnă în sensul că uh, alegi să te răsfeți, da? Și, de asemenea, fecioara trebuie să fie puțin atentă și pe sănătate, da? Uh, mai ales în prima parte a zilei de marți, pentru că nu ai cea mai mare energie din lume și atunci uh, na puțină odihnă nu strică, fiecare om are momentele sale în care trebuie să se și odihnească și nu îmi spune că nu că nu e așa da. Hai să vedem, dragi făcioare, ce faceți voi, ce zice și tarotul. Pe mine mă încearcă o răceală, sper să nu <laughs> mă domine. <laughs> am și o planură. 9 de băte, 10 de monede. Este o oarecare teamă sau oboseală aici, privind o ședință, un grup de oameni, privind casa, familia și, tot pentru fecioară, poate să fie o zi în care este mai temătoare din fire. Dar, cavalerul de băte poate să spună și despre o pasiune acolo secretă care se naște, dar și despre un moment în care fecioara poate fi mult mai energică. Da? Vrei să faci ceva în secret pentru sufletul tău. Regina de băte, ultima carte, o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. Ești foarte entuziasmat și e posibil ca cineva să își, cum să spun eu, să își arate entuziasmul, atracția față de tine sau poate ai o persoană acolo care te ghidează, îți spune vorbe bune, te încurajează, îți este alături, îți suflă în arie, da? Însă unii e posibil să aflați și de o rivală, în ziua de uh, de marți, da. Zodia balanță uh, pentru balanță e o zi în care viitorul contează o zi în care îți faci planuri împreună cu persoana iubită, o zi în care te gândești la viitorul tău viitorul unei relații. Balanța poate să și cunoască pe cineva în ziua de marți. Însă uite dimineața acolo. Este posibil să-ți dai seama că anumite plăceri, anumite pasiuni pe care le aveai tu cu un prieten. Ei uite, acum nu prea mai merg, da. și nu neapărat acum că trebuie să închizi prietenia sau relația de iubire, pentru că uh, lucruri pot apărea din ambele direcții, deci atât iubire, prieteni cât și uh, uh, Viitor da copii, deci uh, indiferent de situație, acolo e un moment în care ți se cere să faci puțin lucrurile de diferite, da să faci puțin lucrurile diferit. Unii puteți avea niște discuții așa marți dimineață, poate legate de o colaborare. Da? Însă, în general, pentru balanță, ziua de marți e bună, îți faci planuri de viitor, te vezi cu prietenii, ai ședințe, îți sună telefonul în continuu, toată lumea vrea câte ceva de la tine, dar e de bine, da? nu-i de rău, ci e de bine. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi, ce zice și tarotul Și șapte de spade, judecata, hoțul este prins, hoțul e prins, da uite aici văd o decizie, da, care se ia. Uh, poate să fie vorba despre un răspuns pe care îl aștepți de mult timp, în legătură cu un proiect, în legătură cu uh, o persoană, să văd pe cineva care parcă se sustrage de la întâlnirea asta, parcă vrea să fugă, parcă nu, nu vrea să continue. 5 de cupe și văd aici pe cineva care cam plânge după trecut și are niște regrete. E ca și cum cineva zice, bun, îmi pare rău, dar n-am curajul să vin sau n-am curajul să vorbesc. Ultima carte, nouă de monede. Deci îți pot intra niște bani astăzi sau poți să rezolvi o chestiune financiară. Balanța poate intra în contact cu o persoană independentă, sigură pe ea, stabilă din punct de vedere material. Este vorba despre o persoană de la nivel înalt. Da? Iar unii, bineînțeles că astăzi, posibil să aveți și niște discuții cu cineva privind ideea asta de încredere sau de bani, de siguranță. Dacă cumva acolo este o siguranță palpabilă, adică fie este o siguranță materială, fie este vorba despre un gest. Da? Uite că a venit și pisica la voi. Zodia Scorpion. <laughs> Pentru Scorpion. Este o zi bună în care te afirmi, zici lucrurilor pe nume, vrei să fii iubit, apreciat, respectat și tot scorpionul uh, uite marți dimineață uh, poate să trăiască un moment în care nu știu vrea să se impună, vrea să zică lucrurilor pe nume, uh, poate la muncă, da, unii poate vreau să vă stabilizați, mai mult ziceți bun, dar vreau șef, dar vreau să avansez, dar vreau să am controlul toate bune și frumoase, însă tot uh, pentru tine este o zi în care intri în contact cu persoane importante. Persoane importante pentru sufletul tău, da? Lasă-i pe ceilalți că nu-i cazul. Știu, un șef, o persoană pe care o respecti. Poate trebuie să-ți exerciți mai mult în ziua de marți rolul de părinte, rolul de șef și așa mai departe. Dimineața pot apărea acolo niște înțepături, să zic așa, cu partenerul, cu tatăl, cu, nu știu, la buncă, cu șeful, dar stai liniștit că lucrurile se, se rezolvă. Răst e o zi bună pentru Scorpion în care chiar sunteți foarte bine susținuți, foarte, foarte bine susținuți. Da, hai să vedem noi. Și avem 8 de cupe, 3 de cupe. Da, renunți la ceva. Na, poate avea o activitate de făcut și acum o las și în urmă, unii scorpion posibil să ziceți băi. Las în urmă ceva toxic. Îl las în urmă controlul și mă apuc și trăiesc momentul. Văd aici o bucurie mică, o realizare. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar. Unii posibil să semnați un contract astăzi sau să faceți o înțelegere cu o persoană. Alții parcă merge și cereți părerea unui părinte, unui șef, unei persoane avizate într-un domeniu, un expert. Cineva vă dă niște sfaturi aici. Ultima carte doi de spade. Poate să fie și o zi în care aveți de luat o decizie și nu prea știți ce să faceți, dar. Tot pentru scorpion, fie voi nu prea comunicați astăzi și vă închideți inima, fie este cineva din jurul vostru care alege să reacționeze așa. Zodia săgetător dragi săgetători pentru voi este o zi bună, e chiar pe gustul vostru, o zi în care săgetătorul are chef de studiu de călătorii de învățat, o zi în care vrei să afli mai multe lucruri despre viață, despre tine și uite dimineață săgetătorul are curajul și merge și învață ceva, merge și studiază ceva, merge și te interesezi în legătură cu o situație. Unii poate aveți de rezolvat ceva în legătură cu niște acte da? și atunci aveți curajul, mergeți, rezolvați problema, doar că na, trebuie să fiți puțin atenți și pe drumuri dimineață. Da? Și pe eventualele, nu știu conflicte care pot apărea că există și probabilitatea asta, însă, în general, eu zic că e o zi bună pentru tine. Ți-am zis e pe placul tău astăzi explorezi lucruri, înveți, studiezi. Poate cine știe este și o zi în care săgetătorul începe să vadă lucrurile mult mai clar. Studiezi dragostea, studiezi ceva în legătură cu un copil, studiezi ceva ce-ți place. Acum ai curajul să o faci. Spânzuratul 6 de monede. O legătură cu uh, Zodia Pești, dar uh, nu știu dacă am menționat, dar să jetătorul uh, e prins pe drumuri. Da, e prins pe drumuri. Nu știu, parcă faci un gest către cineva, ajuți o persoană cu niște bani. Cineva care se află într-o poziție în care suferă. Poate să fie și asta. Iar unii începe să vedeți cu alți ochi ideea de bani. 5 de spade, o oarecare nedreptate care are loc aici pentru tine, dar și un moment în care cineva începe și își urmărește propriul interes dintr-un anumit punct de vedere. Doi de bâte înseamnă și o decizie importantă pe care o ai de luat pe termen lung, dar poate chiar și un drum lung pe care îl faci sau o veste importantă care apare pentru tine din străinătate. Cumva unii trebuie să acceptați că ceva nu știu, trebuie să meargă într-o altă etapă, ceva s-a închis și începe altceva, iar dacă un drum se închide, nu-i problemă că se deschide altul, da? Cam așa, cam așa e pentru săgetători astăzi Poate e ceva ce nu prea vă place acolo, privind banii, privind iubirea pe care o primiți de la ceilalți, privind aprecierea pe care ceilalți vă oferă Zodia Capricorn pentru tine este o zi cu multă pasiune, o zi în care vrei să treci la maxim, la plus infinit Atenție puțin pe orgolii de dimineață și pe eventuale mici mari conflicte care apar Și care țin de ideea aceasta de a fi apreciat, a fi iubit, chestiuni care țin de bani Iarăși, da? axa alimentație, iarăși, atenție pe acolo nu bea multă cafea, nu bea multe energizante sau ce mai serviți voi pe acolo în rest, pentru Capricorn poate să fie o zi bună pe bani în sensul că te duci la cumpărături în ziua de marți, poate mai vine o factură, poate te duci să-ți cumperi lucruri pentru sufletelul tău și tot pentru tine poate să fie și o zi cu multă pasiune, mai ales în a doua parte, deci tot înainte. Uite, este și o zi bună pentru a rezolva niște lucruri legate de o moștenire sau o sumă de bani, o bancă, Hai să vedem. Pentru Capricorn. Uh. Doi de bâte, 10 de cupe. Și te planuri aici pe care ți le faci pe termen lung împreună cu familia. Poate vrei să călătorești undeva sau pentru alți capricorni, uh, intrați în contact cu rude care se află la mare distanță de casă, da? la mare distanță de voi. Ceva e pus pe loc aici, de ceva timp. Poate să fie o ședință online pe care o aveți, o întâlnire importantă și aici avem roata destinului care înseamnă o schimbare, deci ceva începe să se miște într-o anumită direcție și cu siguranță are legătură cu această așteptare. Pajul de spade, multă curiozitate, da? cineva e foarte curios în legătură cu tine sau tu în legătură cu cineva. Iar ultima carte e trei de bâte. Eu cred că în ziua de uh, marți, Capricornul reușește să iasă dintr-o așteptare mare. Deci e un pas înainte pe care îl faci. Da? E o primă de blocare. Da. Vezi tu, uh, soluția mai vine și prin a fi curios, prin a mai da un telefon, da? Întreba, te gândit, a mai întreba, băi, te-ai mai gândit, s-a mai rezolvat, s-a aprobat, nu s-a aprobat. Adică, uh, cumva, ceva aici se, se întâmplă pentru Capricorn și Poate să fie vorba și despre o călătorie, că e foarte intens acest aspect. Nu știu, cineva din familie călătorește undeva, copilul se duce undeva și își cere bani. Da, zice, uite, vreau în excursie, dăm bani că mă duc în excursie. Pot fi și astfel de lucruri. Zodia vărsător. Uh, pentru vărsător este o zi în care intrați în contact cu foarte mulți oameni. Da? Dimineața vârstătorul vrea să se impună într-o relație, A, vrea să-și arate puterea, vrea să zică lucrurilor pe nume, ia atitudine și acum lui nimic rău în asta că na, Pluto acolo în zodia ta asta vrea. Um, posibil unii vărsători să fiți ceva mai duri perceput de către ceilalți, mai ales dacă discutăm de relația cu clienții, relația cu partenerul vostru, relația cu oamenii din jur, da, în general vorbind. Însă, în general, pentru vărsători e o zi bună. Uite, în a doua parte a zilei de marți poți să cunoști pe cineva, dar chiar și dimineață, da? Poate să un moment în care vărsătorul zice, gata, lumea e a mea, fac nu știu ce chestii. Marții, în general, în a doua parte, e mai liniște pentru vărsători. Cunoști oameni frumoși, îți sună telefonul, ești în evidență. Ești apreciat. Hai să vedem dragi vărsători ce faceți voi hai că pe mine mă încearcă o răceală. Sper să fiu bine. Ia să vedem noi avem turnul aici și nouă de cupe. Vărsătorul astăzi face doar ceea ce are chef și doar ceea ce îi place. Este un moment al adevărului. Posibil unii să ziceți, bă, știi ceva, mie de fapt nu place cafea cu lapte, mie îmi place cafea așa, fără zahăr și doar uh, cum e ea. Da? Și el alții rămân și zic, da, da, până acum ai băut cafea așa. Și tu zici, da, și ce mă interesează? Da, vărsătorul, uit, reușește să pună capăt la un război, la un conflict, Poate să fie o veste surprinzătoare care apare legată de acte. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar poate să fie și o zi în care vărsătorul e foarte energic, foarte plin de viață, o zi în care rezolvi o chestiune financiară sau o zi în care reușești să te apreciezi mai mult. Ia uite, 10 de băte. Da, apar și responsabilități, că acum ce să facem? Sunt și astea prin jurul nostru. 10 de băte poate să însemne și un moment în care uh, îți asumi o anumită responsabilitate. Da? Deci vărsătorul oricum se trezește dimineața cu energie și zice gata, eu mi-asum responsabilitatea, eu fac asta, asta și cu asta, eu sunt invincibil, nimeni nu-i ca mine. Toate bune și frumoase tot înainte, doar nu exagerați. Da? Nu exagerați cu nimic, adică, nu, adică nici nu vă asumați acum niște lucruri care nu vă aparțin. Zodia pești. Pentru pești, este o zi pe muncă, da? Deci, o zi în care lucrați, o zi în care um, găsiți plăcerea, găsiți iubirea, pasiunea în lucrurile astea mici de rutină. Până la urmă, totul de acolo pornește. În prima parte a zilei de marți, apare acolo o veste ciudată pentru pești legată de străinătate. O veste legată de acte. Dar, Uite, prima parte a zilei de marți e tare bună pentru tine să-ți învingi o teamă, da? O teamă de ceva anume. Tot în prima parte a zilei de marți aș sfătui pești să fie puțin atenți și pe sănătate, da? Și să fie puțin atenți ce discuții aud pe la muncă, da? Sau ce discutați voi pe la muncă, că și asta e important. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. U uh, șapte de spade, asul de bâte. O zi în care peștii se retrag, da, o zi în care faceți doar ceea ce vă place și e posibil să fugiți de acolo de unde nu vă simțiți bine. Da? Multă pasiune aici, multă dorință de a acționa, doar că peștii dimineață pot fi mai misterioși. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar tot pentru pește aici eu văd un moment în care încep să vezi lucrurile mult mai clar. Unii aveți legătură cu banii, cu zona rurală în ziua de marți, sau sunteți foarte mult concentrați pe partea materială a vieții, iar ultima carte, judecata, adică deci te revezi aici cu o persoană dragăție, poate să fie și o zi în care auzi o veste importantă despre cineva din jurul tău. Are legătură cu un bărbat care nu e foarte sincer. Da? E o hotărâre, ești ciudată. Unii vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană. Este și o zi cu foarte mult curaj pentru pești, că trebuie să dați dovadă și de curaj în anumite situații. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și vă aștept cu drag și pe aplicația Cristina Zurba Tarot. Am uitat să vă zic la început, dar sper să mai fiți alături de mine. Uh, am pus niște funcții noi, încă mai lucrăm la altele, da? pentru că vreau să o fac foarte, foarte personalizată. Uh, așa că dacă vreți, dați acolo actualizare, da, și intrați pe aplicație, vedeți că aveți niște funcții noi foarte interesante. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi de marți cât mai frumoasă.